Dragile mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou. Dragile mele, eu astăzi am să vă spun cum fac eu de fapt zacusca de ghebe. Vedeți, am pus aici în acest ceaun foarte mare, pentru că este bine să folosim un ceaun pentru a evita lipirea compoziției de vas, ca să nu se ardă. Și am să vă spun ce am folosit eu aici la acest ceaun foarte mare. Deci, am folosit cantitățile de obicei, eu nu le cântăresc, așa din ochi le pun cam pe toate. Deci, 10 kg de ghebe fierte, 8 kg de gogoșar sau ardei capia, puteți să folosiți, și 5-6 kg de ceapă. La început am curățat ghebele, le-am spălat foarte bine în foarte multe ape, apoi le-am fiert în apă cu sare. După ce le-am fiert în apă cu sare, le-am scurs și dumneavoastră puteți să le tocați sau să le pasați, să le dați prin mașina de toca carne sau prin blender, prin ce doriți dumneavoastră. Apoi am curățat ceapa, am spălat-o, am curățat-o și am tăiat-o mărunțel. Ardei capia sau gogoșari puteți să-i coaceți sau puteți să-i folosiți și așa, deci numai să-i curățați și să-i tocați mărunt. O parte din ei puteți să tocați, o parte puteți să-i, să-i dați prin blender, să, cum depinde, fiecare prin mașina de tocat, fiecare cum dorește. Dar măcar o parte din ei să fie tăiat sub formă de solzișori. Am pus ceapa la călit. Aici am folosit la ceaunul ăsta, pentru că este foarte mare, 3 kg de ulei. Am pus ceapa la călit. După ce ceapa s-a călit frumos, s-a rumenit un picuț, a devenit sticloasă, dar să nu uitați, în momentul în care puneți ceapa, să puneți sare. Deci, punând sare, evitați arderea cepei, pentru că acea sare își lasă, ceapa își lasă apă și se face foarte, foarte frumos, deci nu sunt riscuri. După ce ceapa s-a muiat bine, a devenit sticloasă, am adăugat acele ghebe tocate, mărunt, le-am mai lăsat așa în jur de un sfert de oră și apoi am adăugat ardeii tocați. Vedeți? Bun. Puneți, după opțional, după preferințe, puteți să puneți, eu aici am pus piper, am pus un pic de ardei roșii, tot așa pasați bine, iuți, ca să-i dea o tentă de picant, pentru că este foarte gustoasă dacă dați o tentă de picant, piper, foi de dafin și ca să-i dați un gust mai plăcut, contează foarte, foarte mult gustul, puneți și un pic de zahăr, câteva, 2-3 linguri de zahăr, pentru că zahărul schimbă total gustul, îi dă un gust nemaipomenit. Puteți să puneți bulion să folosiți, făcut de casă sau chiar și din comerț, dar în care să puneți, adăugați un picuț de apă, să-l diluați un picuț și lăsați să fiarbă, lăsați să fiarbă la foc mic, încet, încet, pentru a evita arderea și dați din când în când cu o lingură de lemn prin această compoziție. Lăsați să fiarbă, să zicem, în jur de 2 ore la foc mic. Cred că este suficient 2 ore, dar o să vă dați foarte bine seama dacă sunt fierte, atunci în momentul în care uleiul se ridică deasupra. Face beșicuți, niște bulinuțe, o să vedeți, și atunci îți dai seama că ea este fiartă. Gustați din ea, mai adăugați sare după gust, piper, tot ceea ce doriți și apoi o puneți în borcane, puneți căpăcelele și fierbeți acele borcane pentru a o putea conserva bine pentru iarnă. Fierbând-o, așa căpacele devine tanșe și nu există riscul ca această zacuscă minunată să se strice, cum s-ar zice.
Deci ce să vă mai zic, dragile mele, cam asta e. Este o zacuscă foarte delicioasă, foarte bună la gust și o puneți în camarele voastre și la iarnă vă ospătați. Poate să o mâncați și acum, dar special eu pregătesc foarte multe cantități, deci în cantitate foarte mare pentru sezonul de iarnă. Acum vă las, vă doresc o zi frumoasă, sănătate și să auzim de bine!